Suntem cu toții cumpărătorii acestor produse și ne pierdem timpul și banii cumpărând niște produse care par atrăgătoare. Dar dacă am fi știut dinainte cum și din ce sunt făcute, probabil că nu le-am fi cumpărat. Astăzi ne uităm peste 3 astfel de produse. Și nu uitați de concursul care este în desfășurare. Atunci când postăm, clipul va fi și pe pagina de Facebook. Dai share cu hashtag Fox Show și ești automat intrat în concurs. Și să nu uităm de subscribe dacă încă nu ai făcut-o. Să începem! Țigările. Vom începe acest clip cu un produs care este foarte evident ca fiind unul dăunător. Cu toții știm că fumatul este foarte dăunător sănătății noastre. Tutunul este 100% natural, dar știai ce alte substanțe se află în el, încât să fie atât de dăunător? Unii dintre voi poate aveți o idee despre ce o să vorbesc, dar haideți să vă prezint toate aceste lucruri scârboase. Țigările sunt pline de aditivi foarte dăunători, cum ar fi metanolul și cadmiu, amândouă întâlnite la producerea bateriilor și a combustibilului de avion. Și desigur, cele mai dăunătoare, cum ar fi acidul cianhidric și benzene, amândouă fiind niște lucruri care nu le-ai vrea în mâncare. Dar ce să mai vorbim de plămâni? Aș putea să continui acest video la nesfârșit, dar nu am destul timp încât să povestesc despre cele 7000 de chimicale, dintre care 70 sunt canceroase, toate prezente în țigări. Carnea la conservă. Odată ce ai deschis-o, ai impresia că ai cumpărat mâncare de pisici în loc de cea pentru oameni. Dar datorită gustului care o are, nu ne prea putem da seama exact din ce este făcută, existând o mulțime de potențiatori de aromă prezenți în ea. Dar data viitoare, uită-te cu atenție la cele ingrediente. În conservă ajunge doar carnea care nu a putut fi procesată, pentru a face mezelurile mai fine și mai scumpe. Aceste ingrediente îți vor lăsa gura apă. Organele animalelor, mațele, un 5% de carne de pui, carne care i-a fost scoasă toată grăsimea din ea, piele și desigur gelatină și mulți, mulți conservanți. Delicios, nu? Milkshake-urile de la fast food. Probabil că până acum ai băut câteva în viața ta. Pentru că, să fim serioși, merge cu orice ai mânca. Sunt șanse destul de mari că pe lângă băutura ta să fie și câteva ingrediente extra. Un shake normal de la fast food conține peste 50 de ingrediente și chimicale, majoritatea pentru a spărea ție că ceea ce bei este bun și sănătos. În crearea lor este folosit un colorant făcut din insecte pisate și o grămadă de chimicale care probabil îți va trebui măcar să fi terminat o facultate de specialitate doar pentru a le pronunța corect.